Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru seara aceasta este în Evanghelia după Luca, capitolul 17. Citesc de la versetul 11 la 19. Deci, de data aceasta, ceva mai mult. Evanghelia după Luca, capitolul 17, de la versetele 11 la 19, în traducerea Fidela. Să ascultăm cuvântul Domnului. Și s-a întâmplat, pe când mergea el la Ierusalim, că a trecut prin mijlocul Samariei și a Galilei. Și când a intrat într-un sat anumit, l-au întâlnit 10 bărbați leproși care stăteau departe în picioare. Și ei și-au ridicat vocea spunând: Iisuse, Stăpâne, ai milă de noi! Și când i-a văzut, le-a spus: duceți-vă, arătați-vă preoților. Și s-a întâmplat că în mersul lor au fost curățiți. Și unul dintre ei, când a văzut că a fost vindecat, s-a întors și cu voce tare glorifica pe Dumnezeu. Și a căzut cu fața la pământ la picioarele lui, dându-i mulțumiri. Și el era samaritean. Iar Iisus, răspunzând, a zis: nu au fost 10 curățiți? Dar unde sunt cei 9? Nu s-a găsit cine să se întoarcă și să dea glorie lui Dumnezeu decât acest străin? Și i-a spus: scoală-te, du-te, credința ta te-a făcut sănătos. Amin. Sigur că nu este străin pentru dumneavoastră acest pasaj biblic. Este un cuvânt în care ne regăsim deseori și noi, pentru că este acel mesaj care ne aduce aminte că în viață, în interrelațiile noastre, și unii cu alții, și cu Dumnezeu, dacă este un lucru pe care îl uităm, este acela de a mulțumi celor din jur pentru bunătatea pe care ne-a arătat-o, pentru dragostea care ne-a arătat-o, pentru darurile care ne-au arătat-o. Copiii sunt care uită să mulțumească părinților și deja acum sunt la rândul lor părinți și încă au pretenție ca cei ce i-au crescut să le poarte de grijă mai departe și să împartă cu ei pâinea în loc ei să-și ajute părinții. Sunt păstori care domnesc peste turmă și nu sunt mulțumitori. Și sunt biserici care nu știu să mulțumească lui Dumnezeu pentru slujitorii lor, pentru cei ce se ostenesc între ei. Sunt studenți și elevi care sunt nerecunoscători și nemulțumitori educatorilor care sunt cu mintea la cap, că mulți de astăzi sunt liberali și învățătura lor este una care strică inima și caracterul, dar sunt și oameni cu bun simț și aceștia trebuiesc văzuți, observați și trebuiește recunoscută munca lor și efortul lor de a educa copiii noștri, generația de astăzi. Exemplele ar putea să meargă mai departe. Noi știm acest lucru, că la foarte mulți le este greu să zică mulțumesc, îți sunt recunoscător. Și exemplul pe care ne-l dă evanghelistul Luca în capitolul 17 din experiența personală a Mântuitorului Iisus Hristos pe pământ este că 10% dintre oameni
sunt mulțumitori către binefăcătorii lor. Aici au fost 10 leproși vindecați de această bolă cumplită. Câți au mulțumit? 1. Atunci, calculând din 100, sunt 10. Și exemplul acesta pe care ne-l dă Evanghelistul, cuvântul Domnului, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, este pentru noi ca să învățăm. Să învățăm și să luăm ce este potrivit pentru noi oamenii, pentru caracterul nostru, pentru comportamentul nostru în relația noastră cu Dumnezeu și în relația noastră unii cu alții. Față de Dumnezeu trebuie să fim mulțumitori în fiecare zi. Dacă ar fi după dreptate, cât este Dumnezeu de sfânt și de drept, El care nu poate să privească păcatul, dacă ar fi după dreptate, niciunul dintre noi n-am fi în viață la ora aceasta. Este așa? Este. Dar este mila lui Dumnezeu, este dragostea Lui, este îndelunga Lui răbdare, este bunătatea Lui, este binefacerea lui Dumnezeu față de noi, față de sufletele noastre, față de casele noastre. Că suntem în viață, că încă putem să ne pocăim și că încă putem să-L numim pe Dumnezeu Mântuitor și Tată. Și de aceea trebuie să ne întoarcem cu mulțumire către Dumnezeu. Cum va spune David în Psalmul 13, care începe cu plângere înaintea lui Dumnezeu, chiar cu atitudine de ceartă către Dumnezeu, pentru că începe cu aceste cuvinte: până când, Doamne? De 4 ori spune lucrul acesta. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? 1, 2. Până când îți vei ascunde fața de mine? 3. Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? 4. Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Dar David își vine în fire și apoi în ultimul verset, versetul 6, spune: cânt Domnului, căci mi-a făcut bine. Adică îi mulțumește lui Dumnezeu și mulțumirea în cazul de față este cântând, închinându-se, lăudând pe Domnul. În seara aceasta, prin îndurarea Domnului și spre zidirea noastră sufletească, voi veni în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Unul care mulțumește. Unul care mulțumește. În istoria noastră din 10, unul a mulțumit lui Dumnezeu și vrem să ne uităm la omul acesta care mulțumește. Cum arată el? Ce face el? Ce face un om care mulțumește? Cum se comportă un om care mulțumește? Care este acțiunea lui, activitatea lui? Pentru că trebuie să învățăm și noi să fim mulțumitori și să găsim motive pentru care să mulțumim lui Dumnezeu, motive pentru care să mulțumim familiei, soției, soțului, copiilor, părinților, bunicilor, rudelor, prietenilor. Ne vom uita la 3 lucruri. Primul este acesta. Unul care mulțumește nu confundă mulțumirea. Nu confundă mulțumirea. Cu ce? Cu 3 lucruri esențiale care sunt revelate în acest pasaj biblic. Unul care mulțumește nu confundă mulțumirea cu reverența. Uitați-vă la versetul 12. Și când a intrat într-un sat anumit, l-au întâlnit 10 bărbați leproși care stăteau departe în picioare. Asta înseamnă reverență. Nu ne putem apropia de el. Am auzit că el este Sfântul lui Dumnezeu. Plus că noi avem o interdicție prin lege. Noi trebuie să stăm deoparte și încă să strigăm: necurați, necurați! Dar frați și surori, doamnelor și domnilor,
mulțumirea, unul care mulțumește, nu confundă mulțumirea cu reverența. Dacă ai o atitudine de respect, este ok, este bună, dar nu e suficient în actul mulțumirii. Faptul că îți respecti părintele este un lucru bun, dar respectă-l pentru ceea ce este părintele, nu pentru autoritatea neapărat pe care o are, că te temi de autoritate. Pentru că sunt mulți care spune, eu mă tem de Dumnezeu, dar teama aceasta de Dumnezeu este o cursă pentru astfel de oameni, pentru că ei consideră că Dumnezeu este o groază, o teroare pentru sufletul lor. Nu aceasta este Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, dacă ar fi o groază și o teroare pentru noi, cum vă spuneam la început, n-am fi în viață. Dumnezeu a fost bunăvoință pentru noi. Dumnezeu a fost dragoste pentru noi. Și trebuie să-L respectăm, să avem reverență, respect. Adică să-L cinstim pentru ceea ce este El. Acești 10 leproși, toți au avut reverență față de Domnul Iisus, au stat deoparte, au recunoscut sfințenia Lui, au recunoscut autoritatea Lui, au recunoscut puterea Lui, altfel nu se rugau la El să aibă milă de ei. Au fost 10, dar câți au mulțumit? 1. Deci reverența nu înlocuiește mulțumirea. Atitudinea de respect nu înlocuiește mulțumirea. Apoi, unul care mulțumește nu confundă mulțumirea cu recunoașterea adevărului lui Dumnezeu. Uitați-vă la versetul 13. Și ei și-au ridicat vocea spunând, Iisuse, Stăpâne, ai milă de noi. Au recunoscut, n-au avut numai reverență, stăm deoparte că suntem necurați, El este sfânt. Dar au recunoscut măreția Lui. De aceea i s-au adresat cu acest nume. Iisuse, Cornilescu traduce, învățătorule, și așa este tradus cuvântul. Însă termenul grecesc și ebraic, pentru ceea ce se traduce la noi, învățătorul, este stăpâne. Este un termen care nu-i prea comod printre oameni, să spui la cineva stăpân. Dar Dumnezeu este stăpân. Este stăpân absolut. Că ne place, că nu ne place. Ei au recunoscut că Iisus este stăpânul. Și un stăpân are cuvânt, are autoritate. Exact cum spunea acel sutaș, acel centurion. Nu trebuie să mai vii în casa mea, nu că nu m-aș bucura de onoarea pe care o am să intre în casa mea Fiul lui Dumnezeu. Dar nu mă simt vrednic. Ești prea mare pentru mine să intri tu în casa mea. Zi un cuvânt, pentru că tu ești stăpânul. Este ca în armată pentru mine, așa face el analogie. La noi în armată, când un ofițer superior dă poruncă, nu se întreabă de ce ai dat porunca aceasta. Se execută. Se împlinește. Dacă tu zici un cuvânt fiind stăpânul absolut, cuvântul tău dă viață, cuvântul tău vindecă, cuvântul tău curățește, cuvântul tău învață, cuvântul tău aduce viață. Însă cine mulțumește, nu confundă mulțumirea nici cu reverența față de Domnul și nici cu recunoașterea a ceea ce este Domnul. Pentru că, din nou, la urmă învățăm că Iisus Hristos a spus numai unul a venit. Toți 10 au arătat reverență, toți 10 au arătat recunoaștere, dar n-au arătat mulțumire decât unul. Și apoi, al treilea dimensiune este că un om care mulțumește nu confundă mulțumirea cu răspunsul necesar ascultării de Domnul. Versetul 14, partea finală. Cuvântul Domnului spune, duceți-vă, arătați-vă preoților
Și s-a întâmplat că în mersul lor, tot 10, au fost curățiți. Deci, au ascultat de cuvântul Domnului. Au ascultat. Însă ascultarea aceasta, care este răspunsul necesar la relația noastră cu Domnul, n-a însemnat mulțumire. N-a însemnat mulțumire. De ce? În final este Domnul, nu eu, nu noi, Domnul cel care zice, n-am vindecat 10? Cum de numai unul s-a întors să-mi mulțumească? Deci, dacă repetăm, a fi mulțumitori este o datorie de viață pe care noi o avem față de Domnul. Și este o datorie specială pe care noi o avem unii față de alții. Însă, un om care mulțumește, unul care mulțumește, nu confundă mulțumirea nici cu reverență, tot 10 au stat deoparte, nu ne apropiem că e sfânt, nu confundă mulțumirea nici cu recunoașterea autorității lui Dumnezeu, stăpâne. Nu confundă mulțumirea cu răspunsul necesar în relația noastră cu Dumnezeu. Duceți-vă și arătați-vă preoților. S-au dus, toți 10. În al doilea rând, un om care mulțumește lui Dumnezeu, unul care mulțumește, nu refuză să mulțumească. Deci, dacă nu confundă mulțumirea, păi eu am arătat reverență față de Dumnezeu, m-am purtat bine. Când am intrat în casa lui Dumnezeu, mi-am luat căciula din cap, m-am plecat pe genunchi, am arătat reverență, am arătat ascultare. Nu aceasta este mulțumire. Fiecare este exact ce am spus, una e reverență, una e recunoaștere, una e răspuns, dar nu e mulțumire, pentru că Domnul spune, numai unul s-a întâmplat să se întoarcă. Și din toți 10, acela care s-a întors n-a refuzat să mulțumească lui Dumnezeu. Dar ce a făcut el? Din nou, 3 lucruri a făcut. Primul, ca să mulțumească lui Dumnezeu, el a avut nevoie de percepție. A trebuit să vadă ce s-a întâmplat cu el. Versetul 15. Și unul dintre ei, când a văzut că a fost vindecat, asta înseamnă percepție. Cum de-mi merge bine? Cum de nu mă mai dor spatele? Am ieșit la rugăciune. Cum de pot să mă mișc fără să mă mai înțepe? Cum de mi-a dispărut chistul acesta dintr-o dată? Cum spunea cineva care ne-a urmărit la ungerea cu un de lemn din Europa și avea un chist pe mână. Și când am vorbit de aici și am spus, ung microfonul cu un de lemn și puterea Domnului ajunge până la voi, nu facem vrăj prin aceasta, ci este un fel de contact între noi și voi și Domnul vă vindecă. Și stătea persoana în fața televizorului cu mâna și se uita la televizor și când am spus, Domnul suflă cu puterea lui până la voi. A dispărut la clipeala ochiului chistul de pe mână. A dispărut la clipeala ochiului. Pentru că, de unde știu, m-a sunat și mi-a spus. Este percepție. Unul dintre ei, când a văzut că a fost vindecat, Dom'le, nu mai am lepră. Uite, am lepra, este o boală foarte ciudată. Atacă prima dată, poate degetele, de exemplu. Primul lucru care se întâmplă, nu mai ai simț în deget. Niciun simț. Poți să ții degetele pe foc, să ardă complet. Nu te doare nimic.
Și de aceea este un mare pericol pentru leproși, fiindcă nesimțind că s-a întâmplat ceva cu mâna, cu piciorul sau partea care este afectată cu lepră, nu-și dau seama că li se taie piciorul, li se taie mâna, cineva îi mușcă, ceva au căzut pe ceva ruginit și se pot îmbolnăvi mai rău. Nu simt, nu-și dau seama. Dar omul acesta zice, îmi simt degetele, îmi simt mâna, îmi simt fața. A priceput că stăpânul s-a atins de ei cu cuvântul. A priceput că Iisus Hristos este autorul vindecării. Și noi trebuie să avem această percepție. Cânt Domnului că mi-a făcut bine. Mie mi-a făcut, numai altora. Dumnezeu s-a îndurat de mine, s-a îndurat de casa mea. Poți să spui că Dumnezeu s-a îndurat de tine personal și de casa ta? Dacă ai această percepție, atunci nu refuzi să mulțumești. Deci primul lucru este percepție. Al doilea lucru în actul mulțumirii este proclamare pe lângă percepție. Versetul 15, partea finală. Din nou versetul 15. S-a întors și cu voce tare, ce făcea? Glorifica pe Dumnezeu, spune traducerea fidelă. S-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. A strigat să audă toți. Dumnezeu din cer m-a scăpat de lepră. Dar știți cum? Știți cum? Cel care se numește Iisus, cum va spune orbul din naștere, care era vindecat acum, a zis, nu știu cum s-a întâmplat, dar unul care se numește Iisus mi-a zis că îmi capăt vederea și mi-a încăpătat vederea. Și barosanii, ca să folosesc termenul acesta la modă astăzi, cărturarii, fariseii, doctorii legii, au zis, ha, dă slavă lui Dumnezeu că vezi, ăla e un păcătos. Mie spuneți? Aici, pe treptele templului, unde am stat la cerșit ani de zile, 38 de ani, de la voi am auzit că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși. Cum de spuneți acum, dă slavă lui Dumnezeu că ăla e un păcătos? Dacă ar fi un păcătos, eu aș fi orb, dar se vede că este Fiul lui Dumnezeu de care voi vă temeți că vă concurează. Nu vă temeți ca să-L ascultați. Vă temeți că vă concurează. Și am început să proclame, am fost vindecat de Dumnezeu prin Iisus Hristos, Stăpânul. Mărit să fie numele Lui. Percepție, proclamare, ca să audă toți, și apoi proșternere. Versetul 16. Și a căzut cu fața la pământ, la picioarele Lui, dându-i mulțumiri. Proșternere. S-a aruncat la picioarele Domnului. Nu este loc mai bun pentru noi decât la picioarele Lui. Pentru că acolo e smerenie și la picioarele Lui putem învăța adevărul. Marta s-a așezat la picioarele Lui după obiceiul antic, să învețe, pentru că așa stăteau oamenii în vechime, respectau pe învățător, respectau profesorul, respectau pe dascăl, se puneau la picioare, lui spunea, tu ești cel în stare să înveți, noi suntem discipoli, stăm la picioarele tale, învățăm. Demonizatul acela de care se temea toată regiunea din Gadara, și nimeni nu putea să-l stăpânească, rupea lanțurile. Când a fost vindecat, eliberat de Domnul Iisus Hristos, și-au venit oamenii și-au auzit vestea, unde l-au găsit? Unde l-au găsit? La picioarele Domnului. Doamne, Tu m-ai eliberat, învață-mă despre puterea aceasta cu care m-ai eliberat. Învață-mă despre dragostea lui Dumnezeu, învață-mă despre puterea lui Dumnezeu, învață-mă despre smerenie, învață-mă, Doamne! Are mintea la loc, are mintea la loc.
s-a proșternut, s-a aruncat cu fața la pământ. Pentru mulți astăzi, cum vorbeam nu de mult, pentru mulți astăzi Dumnezeu este egalul lor. Cum este o expresie românească, să iau de șiret cu Dumnezeu. Așa vorbesc de parcă Dumnezeu ar fi cel cu care se duc la sapă. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeul nostru este sfânt. Da, este prietenul nostru. Cu toate acestea, că este prietenul nostru și ne numește prietenii lui, noi trebuie să-i aducem închinare lui Dumnezeu. Noi trebuie să cădem cu fața la pământ înaintea lui, pentru că el este cel prea înalt. Este creatorul nostru. Este împăratul nostru. Și de aceea noi nu suntem egalii lui. Ne bucurăm de prietenia lui, ne bucurăm de dragostea lui, dar pentru aceasta ne aruncăm înaintea lui în actul închinării. Nu refuzăm să-i mulțumim, percepem că ne-a făcut bine, proclamăm că ne-a făcut bine și ne proșternem înaintea lui. Aceasta însemnează mulțumire. Vii și îi spui, Doamne, îți aduc mulțumire. Și a căzut cu fața la pământ la picioarele lui, dându-i mulțumire. Și apoi, după ce am văzut că un om, unul care mulțumește, nu confundă mulțumirea, 2, nu refuză să mulțumească, 3, unul care mulțumește, primește lauda de la Domnul. Primește lauda de la Domnul. Uitați-vă, pentru concluzie, la 3 lucruri noi. Unul care mulțumește, primește laudă de la Domnul cum? Prin comparație. Versetul 17. Iar Iisus, răspunzând, a zis, nu au fost 10 curățiți? Dar unde sunt cei 9? Dumnezeu te compară cu o biserică întreagă când îi mulțumești. Da, toți ați fost acolo. Dar numai unul m-a cinstit. Toți ați fost acolo, dar numai unul m-a binecuvântat. Toți ați fost acolo și a zis, mărit să fie Domnul. Și când a trebuit să luați o decizie, numai unul a zis, așa facem, Doamne. Cum ceri Tu? Cum vrei Tu? Acolo mă duc unde vrei Tu, Doamne. Comparația aceasta nu este ca să te măgulească pe tine sau pe mine sau pe acest lepros care a fost vindecat, ci este ca să mă învețe pe mine să mă grăbesc să intru în rândul celor care îi mulțumesc lui Dumnezeu. Pentru că va veni o zi a judecății și în ziua aceea judecății, pentru mulți, Dumnezeu va pune această întrebare. Ce ai făcut în împrejurarea cu tare? Păi ce să fac, Doamne? Eram cu lepră. Toată lumea era bine, eu eram cu lepră. Da? Și m-am îndurat de tine. Da, te-ai îndurat, dar pe când te-ai îndurat tu de mine, aveam 40 de ani. N-am putut să mă mai căsătoresc, n-am putut să-mi fac viața. Și Domnul va zice, unde e samariteanul? Aici sunt, Doamne. Tu cum ai fost? Cu lepră. Și cum ai venit la mine? Am venit cu un grup de 10. Și? Stăpâne, Tu te-ai îndurat de mine. Și am fost vindecat. Și ce ai făcut după ce ai fost vindecat? Te-ai dus cu ceilalți 10? M-am dus un pic, dar când am observat că sunt vindecat și când mi-am dat seama că Tu m-ai vindecat, i-am lăsat pe cei 10 și m-am întors înapoi. Am căzut cu fața înaintea Ta pentru că trebuie să-Ți mulțumesc. Ai putut să mulțumești în condiția în care ai fost, chiar dacă aveai 40 de ani sau 50 de ani sau 30 de ani? Dar cum să nu-Ți mulțumesc, Stăpâne? Cum să nu-Ți mulțumesc?
Asta va fi un aspect în judecată. De aceea trebuie să avem grijă. Domnul se uită la cel ce îi mulțumește ca să îi ridice moralul, să îi ridice credința. Face o comparație. Unde sunt ceilalți 9? 2. Domnul are considerație pe lângă comparație. Versetul 18. Nu s-a găsit cine să se întoarcă și să dea gloria lui Dumnezeu decât acest străin? Păi cum? Cum? Și aici este considerația mare când folosește Domnul Iisus expresia acest străin. Se vede că ceilalți 9 erau de unde? Din Israel. Erau din biserică. Și numai acest străin este o considerație specială. Eu vreau să vă spun, și soția a rămas uimiți. În anii 87, când am deschis biserica, 88, 89, 90, au fost ani foarte grei pentru familia noastră din punctul de vedere al emigrării. Pentru că, așa cum vă spuneam și în alte împrejurări, fiind păstor, cei care erau prin lagăre, prin Europa, unde sunau? La păstor. Aveau nevoie de sponsorare, aveau nevoie de documente, aveau nevoie de să le găuți un loc unde să vină și să, ca să poată să fie procesate actele lor la ambasadele americane din Iugoslavia, din Austria, din Italia, din Grecia, pe unde erau. Am sponsorat sute și sute. Dar trebuie să vă spun cu durere în inimă. Din sutele acelea pe care le-am sponsorat, știți cine ne-a zis mulțumesc? Nu cei din biserică. Familii din biserica ortodoxă, care trăiau așa cum știau ei să trăiască, nu era Crăciun, ani de zile la rând, nu erau Paști, că vin Paștele acum, nu erau eveniment în care să nu trimită un thank you card. Domnule pastor, vă mulțumim cu respect, dacă nu erați dumneavoastră, nu știu cine se îndura de noi să ajungem aici. Frații noștri, unul mi-a spus în față, după ce avea familie aici, dar m-am dus cu el la servicii de emigrare, am plecat la 4 dimineața, cum era atunci, trebuia să stai la rând, în niște cozi infernale în Los Angeles, la centru unde se procesau emigranții. I-am făcut documentele, am stat să facă interviu, l-am tradus la interviu, am stat până la 4 jumate după masă, de la 4 dimineața când am plecat, că ne-am dus să prindem rândul, dar deja era rândul mare acolo. Și i-am cumpărat și mâncare, că a flămânzit în timpul ăsta cât așteptai acolo. Când am venit și l-am dus, l-am lăsat în fața casei unde era familia, a zis, băi frate, nu cred că trebuie să-ți spun, așa mi-a spus, nu cred că trebuie să-ți spun mulțumesc. Asta e datoria ta. De ce te-ai făcut păstor? Așa mi-a zis. Păi de-aia m-am făcut să duc pe tine la immigration, thank you. Cine aduce mulțumiri primește laudă de la Domnul. Comparație, considerație, numai acest străin, cum din biserică nu s-a găsit unul, s-a găsit din afara bisericii, din Israel nu s-a găsit din 10, unul să zică mulțumesc Iisuse, fiul lui David, că ei știu de mine. A venit străinul acesta, samaritianul acesta? Și este al treilea lucru, pe lângă comparație și considerație, este confirmare. Versetul 19.
Și i-a spus, scoală-te, du-te, credința ta te-a făcut sănătos. În greacă spune, te-a făcut întreg, de aceea Cornilescu traduce, credința ta te-a mântuit. Observați în engleză, your faith has made you well, te-a făcut bine. Alte traduceri englezești spune, your faith has made you whole, te-a făcut întreg. Adică sănătos și la trup, și la suflet, și la duh, și la minte, și la caracter, și la atitudine. Iată un cuvânt vrednic de considerație. Unul care mulțumește. Dumnezeu se uită și astăzi să vadă unul care mulțumește. Așa cum va spune în vechime, caut un om. Un om care să-i mulțumească. Unul care mulțumește nu confundă mulțumirea cu reverență, cu recunoaștere, cu răspuns. Toți 10 au arătat aceasta. Mă, unul i-a mulțumit. Unul care mulțumește nu refuză să mulțumească. Cum o face? Cu percepție, vede că i-a făcut Domnul bine, cu proclamare, spune să știe toată lumea, m-a vindecat Iisus Hristos. Și cu proșternere, cu închinare. Și acesta primește de la Domnul laudă, prin comparație, prin considerație și prin confirmare. Întrebarea mea, în concluzie, este aceasta. Suntem noi mulțumitori lui Dumnezeu? Se vede lucrul acesta în practica noastră? Aplică personal, se vede la tine? Se vede la mine? Se vede în casa ta? Se vede în relațiile tale cu semenii? Relațiile tale cu Domnul? Cred că este timpul să fim mulțumitori practici. Să spui cu gura ta, Doamne, mă întorc să-ți mulțumesc. Frate, mă întorc să-mi cer iertare. Până acum n-am zis mulțumesc. N-am avut recunoștința, nu că nu am fost recunoscător, dar nu ți-am spus mulțumesc pentru faptul că m-ai luat și ai văzut că plouă afară și n-aveam mașină, m-ai luat și m-ai dus acasă. Nu mi-ai zis, păi ești pocăit, tu trebuie să faci aceasta. Trebuie să mulțumim Domnului și trebuie să ne învățăm să avem o atitudine de oameni mulțumitori, pentru că nemulțumiții nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. În Romani, capitolul 1, spune, pentru că nu i-au mulțumit lui Dumnezeu, de aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă minții lor blestemate. Doamne Iisuse, ferește-ne! Ne trebuie o minte curată, Doamne! De aceea sfințește-ne mintea, sfințește-ne înțelegerea, sfințește-ne voința, sfințește-ne atitudinea și ajută-ne ca să știm să ne plecăm în fața ta și să știm să spunem semenului nostru mulțumesc cu recunoștință. Amin. Ne ridicăm în picioare. Ne gândim la cuvântul acesta. Este pentru mine, este pentru tine, este pentru fiecare dintre noi. Nu este cu intenție, cu adresă, este un cuvânt pentru fiecare dintre noi. Este pentru Biserica lui Hristos. Biserica lui Hristos trebuie să aibă oameni mulțumitori. Pentru că nu vrem să ajungem acolo să spună Iisus, a unde sunt cei nouă, de numai un străin a venit? Unde sunt membrii bisericii? De unul care nu mă cunoaște a trebuit să vină să spună, thank you Lord, mulțumesc Doamne. Și strig în gura mare ca toți să înțeleagă că eu m-am atins de El. Doamne, încă o dată, ajută-mă să-ți fiu mulțumitor. Ne rugăm Domnului.